Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Transmitem din Cluj-Napoca, de la Catedrala Mitropolitană și alături de Alexandra Andereș, redactor la Radio Renașterea, vă transmitem un Hristos a înviat. Alexandra, ne pare bine că ești împreună cu noi. Îți spun și ție, Hristos a înviat. Adevărat a înviat și eu mă bucur că sunt aici. Astăzi vom face un parcurs teologic alături de telespectatorii noștri, urmărind Sfânta Liturghie transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, liturghie săvârșită de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, înaltul Andrei Anricuț, care slujește sau coliturghisește, cum spunem în limbaj teologic, alături de un sobor de preoți de la Catedrala Mitropolitană și profesor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, respectiv împreună cu diaconi ai Catedralei Mitropolitane. Avem imagini din catedrală, iar în cadrul Sfintei Liturghii suntem în cadrul primei rugăciuni pe care o face biserica, o rugăciune numită Ectenia Mare, rugăciune pregătitoare pentru a ne apropia de prima cântare sau ceea ce noi numim primul antifon al Sfintei Liturghii. Să ascultăm această rugăciune, acest îndemn la rugăciune, această chemare la rugăciune împreună cu ascultătorii noștri. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Amen. Pentru bunătocmirea văzduhului, pentru meșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce reamintim ascultătorilor noștri că astăzi se săvârșește Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gura de Aur, iar pentru că suntem în liturghia din ziua Învierii, avem câteva aspecte deosebite sau specifice săptămânii luminate, săptămânii în care tocmai am intrat prin această sărbătoare. La antifoane vom vedea câteva stihuri sau versete citate din Psalmul 65, pe urmă din Psalmul 66, iar la al treilea antifon sau a treia cântare sunt versete, stihuri citate din Psalmul 67. Vedem această frumoasă chemare la rugăciune, care cuprinde întreaga sferă de viață a creștinilor. Este vorba de starea lor duhovnicească, starea lor din relația lor cu Dumnezeu, este vorba de starea comunitară, dar și legată de viața pe care biserica o trăiește în mijlocul acestei societăți, în mijlocul acestei lumi. Observăm cum deja în cadrul pregătirii pentru prima cântare, o parte din preoți se apropie să intre în Sfântul Altar, unde se săvârșește această actualizare a jertfei liturgice. Să ascultăm această încheiere a chemării la rugăciune, această frumoasă chemare numită și ectenia mare, rugăciunea bisericii. Frumos cântată de prezența corului Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, dirijată de decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, Părintele Vasile Stanciu. Dați Domnului tot pământul, cântați numele Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, într-o mulțime a puterii tale minților ție vrășmașii tăi, tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Aceste stihuri rostite de către cântăreții catedralei din Psalmul 65 sunt completate de răspunsul corului pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, Mântuitorule, mântuiește-ne pe noi. Sfânta Liturghie este o chemare la a pregusta, spunem în limbaj teologic, o realitate de care ne vom împărtăși la a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pregustarea aceasta este legată de împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, o împărtășire pe care sau la care Biserica ne cheamă în fiecare Sfântă Liturghie. Și observăm că acest parcurs spre această împărtășire începe în ziua Învierii cu această rugăciune de mijlocire la care facem apel, și anume rugăciunile Maicii Domnului către Fiul Său, ca Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos, să ne mântuiască. Sfinții Părinți vorbesc despre faptul că Mântuitorul s-ar fi arătat pentru început Maicii sale, chiar dacă Sfintele Scripturi nu relatează acest eveniment, tocmai pentru că, spun părinții bisericii, să nu se creeze această idee a subiectivismului unei mame care își așteaptă cu nerăbdare învierea Fiului Său din morți. De aceea există o tăcere, există un respect față de inima Maicii Domnului, iar Biserica Ortodoxă insistă pe această relaționare și această discreție pe care noi o vedem întotdeauna la Maica Domnului. Și toți Sfinții Părinți vorbesc și despre importanța pe care o are Maica Domnului în mijlocirea mântuirii noastre și pe care o va avea la judecata de apoi în fața Mântuitorului Iisus Hristos, în fața judecătorului. De aceea și rugăciunile care se fac în cadrul Sfintei Liturghii se adresează Mântuitorului, dar aduce în prim plan această rugăciune de mijlocire, împreună mijlocire cu noi, a Maicii Domnului. Acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta peste noi și ne miluiește. Stihurile de la a doua cântare sau de la al doilea antifon sunt din Psalmul 66. Răspunsurile care se dau la aceste frumoase cuvinte ale psalmului, cântate de corul catedralei, sunt: Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe cei ce-ți cântăm ție, Aliluia. Este o frumoasă rugăciune, adresată de data aceasta direct Mântuitorului. La primul antifon, la prima cântare, i-am alăturat Maicii Domnului, care se roagă Fiului pentru mântuirea noastră, iar acum avem această cale deschisă în prezența Mântuitorului prin jertfa sa de pe cruce și prin intrarea în prezența Tatălui, noi fiind în Hristos, alături de Hristos, prin taina botezului săvârșit pentru fiecare dintre noi, putem să aducem această rugăciune în vederea mântuirii noastre. Tot acest dialog dintre cântăreții catedralei și corul catedralei va fi urmat de a doua cântare sau al doilea antifon, care va spune: Omule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care neschimbat te-ai întrupat și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Suntem acum la a treia rugăciune, la a treia ectenie, numită și ectenia mică. Ectenie înseamnă o rugăciune de mijlocire pe care o facem adresată lui Dumnezeu și adresată Maicii sale. O rugăciune care ne pregătește pentru al treilea antifon sau a treia cântare. Se numește antifon din pricina modului în care în vechime se cântau aceste cântări. Erau două strane și ele cântau alternativ, de aceea este numită cântare antifonală. Această a treia cântare va cita din Psalmul 67. Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrășmașii lui și fugind de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul. Iar răspunsul va fi: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Să ascultăm acest frumos dialog teologic. Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul. Hristos precum se împrăștie fumul și-n mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se bucură și se veselesc înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Observăm în cadrul Sfintei Liturghii că Evanghelia a fost adusă de pe masa Sfântului Altar, a fost adusă prin mijlocul bisericii și acum se intră din nou cu Evanghelia în Sfântul Altar, unde se săvârșește de fapt liturghia. Aducerea acestei Evanghelii, care, așa cum ne vor spune și cuvintele rostite de diacon, și anume înțelepciune, drepți, vorbesc despre venirea în lume a lui Hristos. Faptul că Iisus Hristos este adevărata înțelepciune a lumii, faptul că în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, găsim soluția pentru această lume. Observăm că biserica, în limbajul ei teologic, în cântările care au un conținut teologic profund, vorbesc despre această soluție la toate problemele care există în lume. Soluția nu rezidă în programe economice, politice. Biserica propune cu totul și cu totul altceva. Îl propune pe Hristos, relația cu o persoană, nu relația cu o filozofie, nu relația cu un sistem de gândire. Hristos însuși, ca realitate care se dă spre împărtășire. Despre El vorbește biserica. El a înviat din morți, a biruit tot ceea ce este rău. Acest lucru ne-a spus și Psalmul 67, care a fost citat, și anume că tot ceea ce este rău este biruit prin moartea și învierea lui Hristos. Toată neiubirea de aproapele, toată încercarea de a strânge pentru noi, de a deveni egoiști, tot compromisul, tot păcatul este zdrobit, este învins de moartea lui Hristos și ni se dă această putere de a fi oameni care își ancorează întreaga credință în Dumnezeu, oameni care trăiesc în liniște și în pace împreună cu ceilalți, oameni care învață să se jertfească pentru ceilalți, oameni care nu fac compromisuri. Toate acestea ne vin prin puterea învierii lui Iisus Hristos, prin această strânsă relație cu El. Aceasta este propunerea pe care o face biserica, nu doar în ziua Sfintelor Paști, ci de fiecare dată când săvârșește Sfânta Liturghie. De aceea și ceea ce se întâmplă în aceste momente, îl vedem pe înalt preasfințitul Andrei cădind. Cădirea în limbajul teologic are o semnificație strâns legată de rugăciune. Rugăciunea să se îndrepteze înaintea ta ca tămâia. starea de rugăciune trebuie să fie prezentă, trebuie să fie o realitate pentru noi. De aceea să rămânem alături cu acest gând, alături de cei care liturghisesc în catedrală. Starea de rugăciune este cea mai importantă stare prin care ne putem apropia de Hristos. Este un lucru greu de înțeles, de multe ori imposibil, dar practic asta se întâmplă. E un lucru tainic, cum prezența lui Hristos ne transfigurează întreaga persoană, întreaga ființă. Relația cu Hristos este definitorie pentru viața noastră. Să ascultăm în continuare ceea ce se cântă în cadrul acestui moment liturgic care ne pregătește pentru ascultarea cuvintelor Sfintelor Scripturi. Apostolul de astăzi, pericopa apostolică, se va citi din Faptele Apostolilor, capitolul 1, iar Sfânta Evanghelie va fi din Evanghelia după Ioan, primul capitol, primele 18 versete, numite în limbajul bisericesc, în limbajul teologic, și prologul Evangheliei. Să ascultăm această pregătire, această rugăciune care ne pregătește pentru întâlnirea cu Hristos, cuvântul. Pe cei binecredincioși. Este o rugăciune adresată Mântuitorului, dar în același timp este o chemare la responsabilitate pentru noi, la a fi binecredincioși. Mântuirea lui Dumnezeu se află doar în biserica, în care trăiesc cei credincioși. Saghion, cântat astăzi, nu este cel obișnuit: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, ci sunt cuvintele pe care Sfântul Apostol Pavel le scrie în epistola către Galateni, vorbind despre realitatea mântuirii noastre. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aleluia! Este o chemare la a ne reevalua, a ne reînțelege, dacă pot să mă exprim așa, adevărul trăit în taina Sfântului Botez prin care am trecut fiecare dintre noi. Când ne-am botezat, de fapt, am început procesul îmbrăcării cu Hristos de-a lungul acestei vieți. Și o desăvârșește pe ea. Cât în Hristos v-ați botezat. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cele două citiri despre care am amintit din Faptele Sfinților Apostoli și din Evanghelia după Ioan, cuvintele care vor preceda citirea Apostolului spun: aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Psalmul vorbește de ziua pe care a făcut-o Domnul din perspectiva acestei înțelegeri cristologice, și anume ziua învierii, ziua în care, prin puterea învierii lui Hristos, toate se pot restaura, toate pot reveni nu doar la forma în care au fost create, ci mai mult decât atât, umplute de prezența Duhului Sfânt. Să ascultăm această pericopă din Faptele Apostolilor, citită în cadrul Sfintei Liturghii. Să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viac este mila Lui. Înțelepciune din Faptele Sfinților Apostoli, citire. Să luăm aminte. În cartea cea dintâi am scris, o Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face și a învățat, până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu. După pătimirea sa, prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbindu-le cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și fiind împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care El a zis: ați auzit-o de la mine. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. nu după multe sile. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat zicând: Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Iar el i-a zis: Nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Am ascultat aceste versete din primul capitol al Faptelor Apostolilor. În toată perioada de la înviere până la Cincizecime se va citi cartea Faptele Apostolilor în întregime. Este o carte care vorbește despre modul în care Duhul lui Dumnezeu a orchestrat întreaga ducere a Evangheliei, întreaga propovăduire de către biserică a Evangheliei, începând de la Ierusalim până la Roma, până în capitala imperială. O carte care vorbește despre faptul că Duhul lui Dumnezeu a orchestrat această câștigare pe care a făcut-o biserica vis-a-vis de această lume. Biserica biruie structurile lumii, biruie lumea. De aceea este foarte important să înțelegem frumusețea cărții, teologia cărții Faptelor Apostolilor, de ce biserica a ales-o. Dar acum să ascultăm Sfânta Evanghelie după Ioan, care deschide o perspectivă cerească asupra persoanei și lucrării pe care a săvârșit-o Hristos. Accentul ei este pus pe dumnezeirea Mântuitorului Hristos. Iar primele 18 versete citate în această Evanghelie fac o perspectivă de ansamblu a întregii Evanghelii după Ioan. Să ascultăm aceste frumoase cuvinte teologice. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citită. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu, toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Observăm aceste opriri în cadrul citirii Sfintei Evanghelii. Ele, în cadrul cultului liturgic, sunt însoțite de clopotele pe care biserica le trage pentru a anunța această extraordinară veste a învierii pe care Sfântul Evanghelist Ioan o prezintă din perspectiva veșniciei. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă în El. Nu era El lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Cuvântul era lumina cea care luminează într-un tuneric și care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Întru ale sale a venit, dar ale săi nu i-au primit. Și celor câți l-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii a lui Dumnezeu. Care nu din sânge, nici din dorință trupească, nici din dorință bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sărășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre El și striga zicând: acesta era despre care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea Lui noi toți am luat și har peste har. Pentru că legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit. Am ascultat această citire liturgică a prologului Evangheliei după Ioan, o Evanghelie care ne aduce în prezența lui Hristos, în mod special a dumnezeirii lui Hristos. Acum urmează, în cadrul Sfintei Liturghii, o împărtășire, dar o împărtășire cu Hristos, cuvântul, care ne va pregăti pentru a doua parte a Sfintei Liturghii, și anume împărtășirea cu Hristos Euharisticul. Este vorba de împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Așadar să îl ascultăm pe înalt preasfințitul Andrei cu acest cuvânt pe care el îl va transmite în această frumoasă zi a Învierii, nu doar pentru credincioșii din catedrală, nu doar pentru credincioșii din Cluj, ci pentru toți credincioșii care celebrează astăzi Învierea din morți a Mântuitorului. Să-L ascultăm. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Preacuvioși și preacucernici părinți, domnilor academicieni, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această luminată zi de praznic, cea mai mare pentru noi creștinii, cuvântul pastoral pe care l-am trimis tuturor parohiilor din eparhia noastră, vi-l citesc și frățiilor voastre. Și tema pastoralei din anul acesta am intitulat-o așa: Cel ce vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Și am plecat de la un verset din Cartea Înțelepciunii lui Iisus Fiului Sirah, capitolul 8, versetul 9. Nu disprețui vorba celor bătrâni, că și ei au învățat de la părinților, că de la ei vei învăța înțelepciunea și îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie. Dacă la Crăciun stăruiam asupra responsabilității pe care o avem față de educarea tinerilor, acum la Paști voi sublinia faptul că avem o mare îndatorire de a-i cinsti pe bătrânii noștri bunici și părinți și a le asculta povețele. Lucrul acesta trebuie să-l facem din iubire, nemaipomenind de faptul că ne-l cere Dumnezeu. Citim în Cartea Ieșirii, în capitolul 20, versetul 12, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Facem pledoaria aceasta și pentru realitatea tristă, că din multe parohii tineri au plecat și am rămas cu cei mai în vârstă, bătrânei, încercați de suferințe și cu dorul după copii în suflet. Iar în localitățile mari, unde există și tineri, influența societății secularizate și așa numitul conflict între generații îi fac pe tineri să nu le acorde atenția cuvenită bătrânilor. Ce să mai zicem de ascultarea sfaturilor și învățăturilor pe care aceștia ni le dau? Spune istorisirea că odată, undeva, într-o țară, tinerii, considerând că bătrânii sunt inutili și constituie o povară, s-au hotărât să-i expulzeze. Țara lor s-ar fi numit Țara fără bătrâni. Regele țării vecine, auzind de fără de legea pe care au făcut-o, dorea să le dea o lecție. I-a amenințat că, Dacă nu împlinesc cererea, va veni asupra lor cu război. Care era cererea? Cererea era ca să-i înapoieze frânghia de nisip pe care bătrânilor o împrumutaseră de la ei. Tinerii din țara fără bătrâni erau mare fierbere. N-auziseră și nu văzuseră vreodată o frânghie de nisip. Unul dintre tineri însă, care îl iubea tare pe bătrânul său tată, îl ascunsese tainic și nu-l expulzase. S-a dus la el în ascunzătoare și i-a relatat necazul în care se aflau. Și bătrânul a sfătuit: cereți-i regelui vrășmaș să vă dea un capăt de frânghie din nisip, de model, și veți returna toată frânghia. Când a auzit regele, a exclamat: la voi trebuie să mai fie un bătrân. Iar tinerii mustrați de conștiință și-au chemat bătrânii părinți pe care îi spuzaseră să se întoarcă acasă. Le era limpede că sfaturile bătrânilor sunt de mare valoare. Înțeleptul Solomon ne face îndemnul: ascultați, fiilor, învățătura tatălui și luați aminte să cunoașteți buna chibzuială, căci eu vă dau învățătură bună, nu părăsiți povața mea, că și eu am fost fecior la tatăl meu singur și cu duioșie iubit de mama mea. Cartea Pildelor, capitolul 4, versete de la 1 la 3. Chiar și atunci când bătrânii s-ar putea să nu mai fie în pas cu mersul vremurilor, Sfântul Pavel va spune că nu trebuie să-i înfruntăm. Pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemn ca pe un părinte, 1 Timotei 5,1. Iar referitor la faptul că râvna tinerilor are nevoie de experiența bătrânilor, Părintele Arsenie Papacioc ne-a lăsat o maximă: dacă tinerețea ar ști și dacă bătrâneața ar putea. Când suntem tineri și plini de putere, nu știm bine ce să facem și avem nevoie de sfatul bătrânilor. Iar la bătrânețe puterile scad, dar îi putem sfătui pe alții. Iubiți frați și surori, preocupările sfinte și dragostea față de spiritualitatea neamului nostru ne parvin din adânc de dalbe datini prin bunicii și părinții noștri. Eu îmi aduc aminte cu multă evlavie de bunica mea care, de mic, mă ducea la Denii, la slujba învierii, la paraclisul Maicii Domnului seară de seară în postul Sfintei Marii și la alte slujbe. Cu toate că era o femeie harnică, nu rata nicio slujbă. Într-o zi de Paști, când să mergem la vecernie, ploua cu găleata. M-a luat de mână și ne-am dus prin ploaie la biserică. Mai târziu ploaia s-a oprit, dar n-avea importanță. Rugăciunea era pe primul loc pentru ea. Pe 20 septembrie se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui George Coșbuc. Cine nu știe poezia la Paști? Pe chipul creștinilor care merg la biserică râde atâta sărbătoare. Iar convoiul celor ce se urcă la slujbă se încheie cu bătrânelele ce-și duc nepoței de mână. Pe deal se suie încetișor neveste tinere și fete, bătrâni cu iarna vieții în plete, și încet, în urma tuturor, vezi șovăind câte o bătrână cu micul ei nepot de mână. Sau neîntrecutul iubitor al tradiției înaintașilor, Ioan Alexandru, în poemul Casa Părintească, îi evocă pe dragii lui părinți. Mama-i de-acum bătrână și tata-i alb de tot și cumpăna de la fântână-i o povară, câmbii vor însetați și oile se strâng să fie adăpate către sară. Duminica, măicuța în veșmânt cernit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de grâu o prescură de jerfă la icoană. înalt preasfințitul Iustinian al Maramureșului, depănându-și amintirile și oprindu-se la anul copilăriei, ne spune că în ziua de Paști, când se întorceau de la biserică, tata cu plete și cu cămașa albă se ridica în picioare și rostea rugăciunea Tatăl nostru, părându-ți-se că vezi în față un voievod sosit din alte timpuri, ci aducea un mesaj care lumina casa. Și chiar dacă orășenilor noștri nu le este atât de familiară spiritualitatea rurală, nu mă pot opri să nu redau o frază ce cuprinde o matrice profundă a vieții din trecut. O văd pe mama bătrână în straiul negru al satului Cuviinței, nevedincioare și suman, cămăși și poale de cânepă. Aud pe maică mea rostind cuvinte șoptite înainte de a adormi. Aud satul meu transilvan șoptind în cosmos pe limba țărănească a neamului meu încercat de istorie, dar nebiruit. Acești oameni întemeiați în ființa iubirii simt zvâgnind în dreapta lor această bucurie a rostirii sângelui nobil al neamului meu de țărani, și viața mea nu poate fi decât prinos de recunoștință în lumina și spiritul strămoșilor. Acești oameni, întemeiați în toată splendoarea iubirii, cântă din toată ființa lor în ziua de Paști, ziua învierii, să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Să cântăm și noi împreună cu ei și să fim siguri că această spiritualitate verificată de sute de ani e singura care poate da noimă vieții noastre. Altfel, suntem pasibili să ne înghită valul vremelniciei. Dremăritori creștini, mare importanță au bunicii și părinții pentru viața noastră spirituală. Să o ascultăm, de exemplu, pe mama fiilor Macabei, descălindu-i: Fiule, fie-ți milă de mine, care în pântece te-am purtat 9 luni și te-am alăptat 3 ani și te-am hrănit și te-am adus la vârsta aceasta și te-am crescut, purtându-te în brațe. Rogu-te, fiule, ca la cer și la pământ căutând și văzând toate cele ce sunt întrânsele, să cunoști că din ce n-au fost, le-a făcut Dumnezeu și pe neamul omenesc așișderea l-a făcut. A doua carte a Macabeilor, capitolul 7, versetele 27 și 28. Bunica și mama ne povestesc cum s-a născut Domnul Hristos în iezea Betleemului, ne învață să colindăm, ne relatează patimile cele înfricoșătoare din Vinerea Mare și ne luminează sufletul cu bucuria înviere. Ele ne deprind să participăm la denii și la măreața slujbă de la Paști. Ele ne învață să ne spovedim și ne conving să ne împărtășim, pentru că în părtășanie e prezent chiar Hristos cel înviat din morți. Să-l ascultăm în acest sens pe Nichifor Crainic, cu neîntrecutui talent poetic. Din coarda de viță ce înfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine spunându-mi povestea: Copile, grăiră, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os la caznele Domnului nostru Hristos. Și iară potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă sevă de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice, ca mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi al neamului meu. Și dacă părinții noștri trupești au mare importanță pentru viața noastră spirituală, cei duhovnicești au un rol covârșitor. Noi nici nu putem concepe o viață spirituală, normală, fără un părinte duhovnicesc. pentru că duhovnicul este omul care, datorită mortificării patimilor și nepătimirii pe care o dobândește, devine cunoscător al lucrurilor dumnezeiești și are față de lucrurile omenești o dreaptă judecată, datorită căreia, fără niciun pericol pentru el, știe să-i călăuzească pe alții pe calea lui Dumnezeu. Părintele duhovnicesc are experiența luptei cu patimile și este în măsură să-i călăuzească din propria experiență și pe alții. Sfântul Nil Ascetul, referitor la experiența duhovnicului, zice că acesta trebuie mai întâi să se lupte cu patimile și cu multă trezvie să-și întipărească în memorie cele întâmplate în cursul luptei, ca apoi, pe baza celor ce i s-au întâmplat lui, să învețe și pe alții cele ale luptei. În zilele noastre întâlnim două tendințe potrivnice acestei vieți spirituale normale, care presupune că ai un duhovnic cu care să te sfătuiești și căruia să-i te spovedești. O tendință este aceea a confesiunilor protestante și neoprotestante, care n-au în învățătura lor de credință preoția sacramentală și, în consecință, rolul duhovnicului la care să te spovedești. O alta este cea secularizată și anticlericalistă, care nu vede rostul sfătuirii cu duhovnicul și al mărturisirii păcatelor. Amândorura le răspunde Sfântul Ioan Scăraru: cel ce lipsește pe ori de călăuză, turma de păstor, pe cel ce rătăcește de povățuitor, pe prunc de tatăl său, pe bolnav de doctor, corabia de cârmaci, pricinuiește tuturor primejdii, iar cel ce încearcă să se lupte fără ajutor e omorât de duhurile cele rele. De aceea, celor preocupați de viața spirituală, cuvioșii Calist și Ignatie Xantopol le dau sfatul să-și caute un duhovnic care să fie neamăgitor prin mărturia ce o are pentru cele spuse în Sfintele Scripturi și să se arate că e purtător de Duh prin vețuirea care consună cu cuvintele, să fie înalt la înțelegere, zmerit la cugetare și blând în toate purtările, să spună cuvintele predaniei dumnezeiești ca un învățător, asemenea lui Hristos, iar aflându-l pe acesta și lipindu-te cu toată ființa de el ca un fiu iubitor de părintele adevărat, rămâi întreg în atârnare de poruncile lui, socotindu-l ca pe Hristos însuși. Cu câțiva ani în urmă s-a scris o carte care se intitulează Cuvintele bătrânilor, în care sunt adunate sfaturile unor mari duhovnici. Citim acolo că acești povățuitori duhovnicești, plini de experiență și de discernământ, care ne conduc spre Hristos, sunt busole care ne arată cu siguranță direcția cea bună, calea directă și strâmtă a Evangheliei, calea care duce la împărăția cerurilor. Iar unul dintre bătrâni ne învață că preotul este întruparea absolutului, expresia veșniciei, expresia temeiniciei și neclătinării, crainicul cerului, chipul nestricăciunii, îndrumătorul spre eternitate. Înfățișarea lui rămâne aceeași de-a lungul veacurilor, ca aducere aminte și simbol al adevărurilor veșnice și neschimbabile pe care le reprezintă. Iubiți credincioși, bunicii, părinții și duhovnicii noștri ne-au transmis o spiritualitate perfectă. Regretatul părinte Petroniu Tănase, starețul nostru de la Atos, ne relatează că odată, admirându-o pe mama lui care cocea păștile și cozonacii pentru Paști, a auzit-o zicând: nu pentru mâncat le-am făcut așa de frumoase, că nici nu-mi vine să mă ating de ele, ci pentru că așa-i de mândră fața Domnului Hristos la Paști. Este exprimată aici prin cuvinte simple alcătuirea din slujba învierii. Să ne sculăm dis de dimineață, și în loc de mir, cântare să aducem stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărind. Lumina care se revarsă din persoana Domnului Hristos înviat din morți ne învăluie și pe noi, așa cum i-a învăluit pe înaintașii noștri și ne umple de bucurie. Pe bună dreptate, zice cântarea, acum toate s-au umplut de lumină, cerul și pământul și cele de dedesubt, deci să prăsnuiască toată făptura învierea lui Hristos, întru care s-a întărit. Iar George Coșbuc, cu evlavia rurală, subliniază atmosfera mirifică din sat în ziua de Paști. Și cât e de frumos în sat! Creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic, Hristos a înviat și râde atâta sărbătoare din chipul lor cel ars de soare. Nici la oraș nu lipsește această atmosferă. Covârșiți de lumina și bucuria învierii, îi îmbrățișăm pe bunicii și părinții noștri, în mod deosebit pe cei ce sunt singuri sau bolnavi. Dar nu uităm nici pe cei tineri. Și dorindu-le tuturor sărbători pline de pace și fericire, le zicem, Hristos a înviat! Dragi telespectatori, am ascultat frumoasa pastorală a arhiepiscopului Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Andrei Anricuț, o pastorală în care mi s-a vorbit despre efectul puterii învierii lui Hristos în viața noastră. Pastorala mi-a orientat înspre aspectul relațiilor dintre noi, în special în cei care au trecut împreună cu Hristos prin această viață, se vede înțelepciunea vieții, se vede umblarea cu Hristos. De aceea, cei care sunt tineri, generațiile tinere, vin și redeschid ușa familiei, redeschid ușa bătrânilor, a bunicilor, a părinților, pentru a-L găsi acolo, din nou pe Hristos, înțelepciunea vieții. Și a doua parte a acestei frumoase pastorale s-a apropiat de un alt aspect definitoriu, plecând de la primul. De data aceasta, importanța duhovnicului în viața creștinului, care devine practic părintele spiritual al tău, care te călăuzește pe calea duhovnicească, sfaturile lui, practic pur și simplu prezența lui în viața ta e un scut, e o protecție a ta în fața ispitelor, în fața încercărilor vieții și chiar și a întrebărilor simple pe care le ai. Din nou, și această frumoasă pastorală pe care a rostit-o și a scris-o înalt preasfințitul Andrei accentuează aspectul sau importanța aspectului comunitar în viața bisericii. Eu cred că sublinează și importanța ascultării atât de părinții și bunicii noștri, cât și de părinții duhovnicești, pentru că chiar subiectul pastoralei este cel ce vrea să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Știm că oricând avem o problemă, la cine apelăm prima dată? La părinții și bunicii noștri și apelăm la înțelepciunea lor, la experiența lor de viață. Iar pe partea spirituală, iarăși, apelăm la Părintele nostru duhovnicesc, care ne răspunde și din perspectiva spirituală și a lucrurilor plăcute lui Dumnezeu. Această frumoasă comuniune, să spunem așa, cu părinții, cu bunicii noștri, cu cei care au trecut prin experiența umblării cu Hristos în această viață, dar și experiența cu ceea ce biserica oferă ca ajutor pe acest lucru. Este vorba de preoți, este vorba de duhovnici. Am văzut o chemare extraordinară. Credinciosul să caute duhovnicul. Nu un duhovnic care este după plăcerea inimii credinciosului, ci un duhovnic care este după inima și plăcerea lui Hristos, după inima lui Dumnezeu, care este drept, corect și care nu îngăduie păcatul. Mi-a plăcut că înalt preasfințitul a subliniat practic că și părinții trupești și părinții duhovnicești în această pastorală ne călăuzesc pe calea spirituală. Deci e foarte important de mici cum suntem călăuziți și de părinții trupești, pentru că ei ne pot îndruma spre această cale spirituală, iar la momentul maturității noi ne vom alege părintele duhovnicesc care ne va ajuta să creștem duhovnicește. În relație cu Hristos. Acum, prin rugăciunea pe care o rostește și înalt preasfințitul, ne apropiem de momentul important în care darurile, pâinea și vinul, care au fost pregătite de dimineață, de dinaintea începerii Sfintei Liturghii, la proscomidiara, locul în care ele sunt pregătite pentru Sfânta Liturghie. Deci ne apropiem de momentul în care aceste daruri ale pâinii și ale vinului vor fi aduse prin mijlocul bisericii pe masa Sfântului Altar. Să ascultăm rugăciunea înalt preasfințitului. Pentru tot sufletul creștinesc necăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul tău, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru oameni ce există înainte și așteaptă de la Dumnezeu. Una din frumoasele cântări ale canonului Învierii din această noapte de Paști care a trecut și cântare care se cântă în această perioadă este Ziua Învierii și să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le. Este cântarea care adună teologic toată semnificația acestei frumoase zile de Paști. Totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Urmează cântarea pe care noi o numim a heruvimului sau a heruvimilor sau în limbajul nostru bisericesc heruvicul. Este o cântare care ne amintește de faptul că Sfânta Liturghie săvârșită aici pe pământ, indiferent în care biserică de pe suprafața acestui glob pământesc, liturghia ortodoxă este, de fapt, o unire cu liturghia cerească, o alăturare a noastră a credincioșilor de îngerii, de heruvimii, care necontenit îl laudă pe Hristos în cer. Hristos liturghisește continuu în ceruri, Hristos mijlocește continuu în ceruri. Această stare de liturghisire ne spune și Epistola către Evrei, capitolul 8, de 2 ori, unde Hristos este numit ca liturg. Liturg. Biserica se alătură acestei liturghii continue și spunea cântarea amintită anterior, accentul din nou și din nou aspectul comunitar al nostru în Hristos. Noi ne luminăm cu prăznuirea, dar există o responsabilitate, aceea de a ne îmbrățișa unul pe altul în această zi a Învierii. Este o provocare imensă, pentru că din perspectiva Bisericii, din perspectiva lui Dumnezeu, această stare de îmbrățișare nu este legată doar de cel drag, de cel iubit, de cel al casei, ci în mod special de cel care te vorbește de rău, de cel care ți-a făcut un rău, de cel care ți este vrășmaș, de cel cu care nu te-ai putut împăca până ieri. Astăzi e ziua Învierii, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Aici este testul Învierii, aici este testul cântării. Hristos a înviat. Să iertăm toate pentru înviere. Când nu putem ierta, nu putem cânta ceva despre puterea învierii lui Hristos. Dar observăm și din nou accentuez acest lucru. În biserică nu există individualism, există doar comuniune, există împărtășirea împreună cu Hristos. Și despre acest împreună, despre acest noi, despre acest pronume la plural, vorbim și în acest imn al heruvinilor. Și aș vrea să ne amintim ceea ce spunea aici Înaltul Bartolomeu vis-a-vis de acest noi. Cine suntem noi? Acest pronume care îl întâlnim în acest heroic. Pentru a încerca un răspuns cât mai limpede, mitropolitul reamintește de rugăciunea rostită în taină de preot la intrarea mică, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Tăi Îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta. De data aceasta, la intrarea cea mare, îngerii sunt numiți cu numele înaltului lor rang ceresc, acela al heruvimilor. Dar noi știm că heruvimii sunt aceia care neîncetat îl laudă pe Dumnezeu prin cântarea Sfânt, 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 fapt despre care este vorbit la vremea cuvenită. Aceasta este întreita sfântă cântare pe care eu aduc trăimii celei făcătoare de viață. Cine suntem noi? Noi suntem cei care pentru o clipă, spunea Înaltul Bartolomeu, ne unim, ne identificăm cu heruvimii în această clipă. Adică suntem cei care fac ceea ce fac și heruvimii în ceruri. Suntem cei care ne rugăm. Suntem ființe rugătoare. Și chiar dacă nu avem sfințenia și nici necorporalitatea lor, cel puțin în aceste momente avem ceva în comun, și anume cântarea doxologică. Noi facem acum pe pământ ceea ce fac ei veșnic în ceruri, îl lăudăm pe Dumnezeu. Să ascultăm ultimele acorduri ale acestei frumoase cântări, ale acestui frumos imn, care într-un fel pregătește miracolul, pregătește minunea pe care biserica o mărturisește la fiecare Sfântă Liturghie, aceea de a avea în mijlocul nostru realitatea trupului înviat din morți. pe acest drum al împărtășirii cu Hristos, pe acest drum al întâlnirii cu Hristos, nu suntem singuri. Suntem împreună cu cei vii, dar și cu cei care au murit cu nădejdea în Hristos. De aceea, aceste pomeniri care se fac în această aducere a darurilor pe masa Sfântului Altar, a pâinii și a vinului. Să ascultăm cine ne însoțește pe acest drum al întâlnirii cu Hristos. Totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră s-o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pe preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei, și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pectitorii și binefăcătorii Sfintei Bisericii acesteia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus și pentru care s-au adus aceste cinstite daruri, vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhii României, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptist, și pe întâi stătătorii arhiepiscopiei noastre adormiți într-o Domnul, Nicolae, episcopul, Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul și Bartolomeu, mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru libertatea și unitatea neamului nostru și pe frații noștri căzuți în temnițe, în lagăre, în deportări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe pe voi pe toți, drept măritorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dragi telespectatori, am urmărit împreună cu dumneavoastră imagini din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde se săvârșește Sfânta Liturghie a acestei frumoase zile pascale, acestei zile a Învierii, o zi în care înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei a coliturghisit împreună cu părinții de la Catedrala Mitropolitană și împreună cu profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, alături de diaconii catedralei și de toți credincioșii care au ales să participe la această liturghie. Liturghia continuă, de fapt, canonul Învierii care s-a săvârșit azi noapte, un canon la care au participat foarte mulți clujeni alături de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei. Vă spunem împreună cu Alexandra Andereș, care a fost astăzi alături de noi, să aveți în continuare un Paști luminat, un Paști în care să nu uităm că de fapt adevăratul sărbătorit este Hristos, Cel care a înviat, Cel care ne-a dat putere. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa Domnului să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, nepace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.